pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări în continuare ședința Consiliului Local din Comuna Căiuți, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! Sau mai corect, probabil, sub ministrese. Vă se pare
Toate aceste presupoziții... Guvernare, zicea. Sunteți la guvernare, dumneavoastră, la PNL. Cine? Dumneavoastră la PNL. Domnul Manșelață. Eu, un alt consilier în legislatura trecută, îmi spunea mie că, domnule, acest bine că sunteți la guvernare cu PSD-ul. N-am fost niciodată cu PSD-ul, iar eu, ca și consilier local, în micimea mea, am spus și o repet și acum, vă spun și dumneavoastră, vă răspund pe asta. Că eu nu fac politici guvernamentale, naționale, eu fac politica cetățenului provincial. Atât. În micimea mea n-am cum să fac. Dar noi știm că în Consiliul Local, domnul Chian, ca o paranteză, așa. Nu, dar nu am făcut nimic. Sunteți adresat la PNL, sunteți consilier PSD. Revenind acum la toate trebuie astea, asta e un tertip de al dumneavoastră. Trebuie să-l scoată cu om din calea ferată, cu linii, să-l deraieze. Referitor la 296, spuneam că ar fi trebuit ca treaba să fie începută de acolo și treptat, treptat până la Pălmaș, că la o adică, cei a cărora se vine acum, prin reducere, ăia sunt adevărații Pălmași, care așa. Întâmplarea face că mai cunosc și eu ocupați atribuțiunile unui contabil de primărie. Și în astăzi suntem chemați ca să desființăm șef birou și să fie post pe conducere. Eu nu știu dacă persoana în cauză ar fi atât de avansată că nu mai se cheamă persoană de conducere. În schimb, trebuie să realizăm un lucru, și anume care? Că persoana în cauză, cu siguranță datorită pregătirii profesionale, toate atribuțiile de serviciu și sarcinile de serviciu care le-au avut până acum, le va avea și în continuare, neexistând posibilitatea transferării sau mutării acestor sarcini de la dumneei la alte persoane. Asta un aspect. Al doilea. Diminuarea retribuției nu este chiar atât de binevenită. Deci dacă tu rămâi cu aceeași încărcătură, înseamnă că până acum s-a încălcat o normă, o lege. E dat un salariu mai mare, o retribuție mai mare și cu aceleași sarcini. Acum îi păstrezi sarcinile, dar îi ușorezi așa. Acum, revenim la toate aceste chestiuni. Dacă legislatura, toate regulamentele și legile în vigoare dau posibilitatea creierii în loc de birou a unui serviciu, în atare situație nu ar fi afectată și dacă se întrunește necesarul de subordonați unui șef de serviciu, s-ar rezolva o problemă care v-am spus eu că toată treaba stă până la urmă la bani. Și în această situație, eu zic să gândim bine, să reanalizăm situația respectivă, pentru că la urma urmei este vorba de un om. Ca acest lucru, ca amendamentul propus de mine să treacă, eu vă mai propun un lucru, sau unicare. Conform codului administrativ, înainte de începerea ședinței, ar trebui ca să se solicite modalitatea de exprimare a votului pentru proiectele respective. Și spune un lucru acelor, că când este vorba de o persoană cu nume, care nu este, doamna Neagă,
modalitatea de vot poate fi vot direct, deci electronic, vot prin ridicare în mână cu cele trei posibilități și votul secret. Și aș propune ca, adică ar fi trebuit să fie propusul de la început, ca să fie realizat vot secret pentru acest proiect de hotărâre. Deci, vă rog frumos să luați în calcul amendamentul care m-am propus. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Stimați colegi, dar toți suntem aici, domnul Teamă, în punctul pe totul. Eu doresc că lupta aici este și doamna notară, doamna Neagă. Domnul președinte, că corect ar fi să dăm și dânsii dreptul de a-și spune părerea. Însă, după ce își spune părerea doamna contabilă, avem aici secretarul primăriei care ne poate spune în modul legal și legislativ cum se poate rezolva această problemă, iar eu după ce vă spun să las și vreau să-mi termin cuvântul. Dar eu zic că ar fi bine să știm, să fim foarte bine și știm ce se poate și ce nu se poate. Sunt de acord în prima parte cu domnul Orheanu, vis-a-vis de guvern. Guvernul decide pentru sau parlamentul, decide pentru cei de jos, nu pentru, și vă dau un exemplu. Parlamentul a decis ca un consilier, dacă părăsește partidul de care a venit, îți părăsește și funcția de consilier. Ori parlamentarii, dacă pleacă de la un, migrează la un partid la altul, la ei nu se aplică chestia asta. Corect. Adică ei decid numai pentru cei mici. Și cazul ăsta au decis pentru cel. În cea de-a doua parte, nu știu dacă noi, suntem la altă, doamna secretară, poate ne gândește, dacă din punct de vedere legal, noi ne putem opune în fața unei ordonanțe sau ce-i asta? Lege. Dacă noi putem să... Nu le mărește doamne, cine deci. Dacă putem, noi putem la cea. Dacă s-a hotărât că se schimbă, adică se modifică subliniază sau se distințează funcția de șef de birou, prin lege, dacă îmi dați voie, doar o problemă, vreau să spun o problemă. La organizația, legea, nu vă voi respecta la amendament. Deci, pe organigramă, un donator principal de credite poate să facă modificări, propuneri, ridicări, coborâri. Conform legii și conform aparatului specializat. Dacă invocați legea articolul aliniat, acum mă ridic și plec. Și le trag cuvântul. Articolul 129 aliniat. Doamna, tot 296 la 18 spune clar că se poate constitui, în cazul desfințării biroului, se poate constitui cu numărul corespunzător de subordonați așa, se poate, dar nu e obligator. Nu era discuția asta, nu o presupune. Dar dacă dumneavoastră, domnule primar, invocați acum că regulamente și nu știu ce legi asta... Nu vorbim de organigramă, domnule. Stați așa un pic, păi stați așa un pic. Dacă, în primul rând, tot codul administrativ ne mai spune un lucru, înseamnă că noi toți vom încălca legea asta. Faptul că noi votăm lucruri pe care nu le avem în competență noastră, că dumneavoastră iată că veniți acum și spuneți că, domnule, primarul e ordonator de credite, ori taie și spânză. Corect, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar atunci nu ne mai solicitați vot. Faceți-o dumneavoastră. Pentru că în această condiție, eu nu am competența să votez astfel de lucru. Domnul articolul 129 al 3 litera C spune așa. Consiliul local, prin atribuții, aprobă în condițiile legii, care 296, da, la propunerea primarului. Dar peste tot e la propunerea primarului cu excepție. Aparatul de specialitate este al primarului. Știu asta foarte bine. Dar, acum eu vă pun un pic partea legală. Este a primarului, nimic de zis. Dar și la propunerea unui consilier, nu intervin consiliul sau consiliul. Păi atunci, noi propunem primarului.
primarul să facă, că voi urmă ordine, nu mai trați subiectul, domnule. Dar ai făcut o bine dacă e nu ori, domnule, până acum. Nu mai trați subiectul, eu trebuie să spune asta. Deci, la propunerea unui consilier local adresată primarului, primarul poate să umbli la organigramă. Poate. Dați un pic. Păi da, poți. Da, poți. Poți. Tu vii, eu îți propun, băi, un post la fie așa, că tu ești care umbli pe ea și o să pui aprobări. Dar foarte bine, dacă tu spune doamna secretă, că aici ne ia un pic din atribuții. Că asta mă deranjează. Nu există. Păi dacă primarul are voie de tot și la Bucești, și tot are voie, corect. Ori domnul acolo de credit conduce. Dar de ce vedeți să le aprobăm? Iar știți că pe tema asta cu organigrama am avut o discuție cu câțiva ani. Iar veniți să amestecăm executiv, deliberativ. Păi dacă nu aveți nevoie de acolo, cu asta ați acolo suceți-vă treaba. Bun. Fără votul nostru. Da. La propunerea unui consilier, unui grup de consilier, putem iniția un proiect de hotărâri, putem veni cu o propunere, o discuție cu primarul, care în urma aia, dacă e convins și consideră că e ok, face o modificare sau o propunere la organigramă. Aici vreau să spun, nu că gata dacă Gabi sau Burlan sau Drilea vine din nou primar, face numai ce vrea pe organigramă. Păi nu veniți să vă aprobăm. Că vedem dacă nu vă aprob, mergeți pe a mai departe. Dacă nu întâlniți voturile, asta vreau să zic, dar, într-adevăr, primarul are, el umblă la ea, dar la propunere și în urma unor discuții consilieri, poate să decide. Mulțumesc. Domnul Mioro? Da. Eu vreau doar la fel să spun că la 296, la articolul 18, precizează că personalul cadrat în funcția publică de șef de birou beneficiază de toate drepturile legale odată cu eliberarea din funcție, inclusiv prin ocuparea condițiile lege a unei funcții publice de conducere ierarhic superioare, corespunzător de linii studiilor de specialitate sau unei funcții publice de execuție vacantă, corespunzător pe linii studiilor de specialitate, de comun acord cu conducerea entității publice din care face parte. Dacă nu există o funcție publică vacantă corespunzătoare postului ocupat de acesta, se transformă în funcție publică de execuție care corespunde studiilor de specialitate și vechimii în specialitatea funcționalului public de conducere, de regulă la nivelul structurii de organizare din care a făcut parte aceasta. Funcția publică de conducere de șef de birou poate fi transformată, deci poate fi transformată într-o funcție publică de conducere superioară cu încadrarea normativului de personal și procentul de funcții de conducere prevăzute de prezenta lege și personalul cu funcție publică de șef de birou o poate ocupa cu acordul acestuia dacă personalul care a deținut funcția publică de șef de birou îndeplinește condițiile de vechime, experiență și de specialitate prevăzute de lege pentru această funcție de conducere. Din discuțiile purtate cu domnul primar, în aceeași situație ca mea, este și colega mea de la Ștefan cel Mare, de la Buciu, de la Curacului. De la Ștefan cel Mare îi face serviciu și am hotărârea de Consiliul Local, numărul 54, prin care comuna Buciu a făcut serviciu. Deci acolo s-a putut. Ștefan cel Mare, cred că săptămâna viitoare are ședință de Consiliu, inclusiv Burac 2, unde vor face servicii. Ce se întâmplă? Cu noua lege a salarizării, deci eu trecând pe post de inspector, dar cu aceleași atribuții pe care le-am avut până acum, voi fi salarizată ca inspector. Diferența de salarii este foarte mare. Și acum, la momentul acesta, diferența de salarii între mine, secretarul general și administratorul public este de 600 de lei. Deci, eu pot să vă spun exact. 9200 are secretarul general și 9200 de încadrare ale administratul, iar eu am 8060 de lei. Și
Și ca inspector, când să mai numim? Ca inspector, eu vorbesc la momentul acesta. Da, la momentul acesta, stați că mi-am mutat, cred că mi-am mutat. Imediat vă pot spune. Adică la diferență. Deci 8.070 este inspector, 8.600 am eu acum, 9.200 administrator, 9.200 secretar general, 9.200. Dar cu noua lege a salarizării, automat va scădea salariul. Dar cu aceleași atribuții, pot să vă spun, de v-am spus vădărârea de Consiliul Local, prin care bugimul apă va serviciu și s-a făcut, cred că în două săptămâni maxim aprobă și Ștefan cel Mare și Gura Băi. Dar nu înțeleg o chestie. Serviciu ierarhic este mai sus birou. S-a desfințat birou, pentru că de sus, de la Parlament sau de... Ei n-au conștientizat că la nivel de comună este un birou de contabilitate care poartă răspunderea. Dau un exemplu. Poți o punești care contabil șef. Așa scrie și pe am scos de pe site-ul lor, unde vădărârile, proiectul, reclamatorul. Știu și înțeleg, ca să faci serviciu, știu că trebuie să ai subornic cel puțin 20 de bani. Au cumul cu 20, cu 10, 10. Aici e problema. Înghișințiesc o roșă. Da, și-a spus. Dar aici e problema. Imediat o dăm pe aia pe față, care e cu 5 noi la primărie. Toți cei care ar trebui, am analizat și am vrut să fac chestia asta, care ar trebui să ducă în subordinea lui doamna contabilă, cu tot respectul, nu știu cu toată, s-au răsus când văd chestia asta. Adică patru dintre ei... Patru dintre ei la 25 de puni de vizită. Dar pe ce motiv? Pe ce motiv? Că nu, colaborarea cu doamna Neagul nu e una ok, întotdeauna. Da, dar scăzi așa un pic. Păi, dacă sunt niște relații antagonice între angajații unei instituții, ăsta trebuie să rezolvate că sunt căi și în mijloace suficiente. Armonizarea relațiilor dintre angajații unei instituții este aparat în treaba noastră. Păi, asta că s-a armonizat și am văzut dezamăgit. Ca să vă mai spun un lucru și vă întreb un lucru. Cum a putut să gândească cineva ca serviciul de apă să nu îl dai în subordinea primarului directă sau unui secretar general sau unui contabil și așa mai departe și el a spus că este un consiliu local. Consiliul local e un organism. Sunt foarte de acord cu dumneavoastră, dar nu e parte executivă, domnule. Deci ca să meargă un serviciu, serviciul ăla de apă, ca să fi funcționat, el trebuia să fie în subordinea cuiva din executiv. Pentru că de deliberativul noi nu avem nicio atribuție. Nu, ce ascultă cineva de mine, domnule? Dar noi nu ne-am ales între noi, unul, să zicem, băi, ne întrunim, luăm hotărâri și unul de comunică. Nu avem așa ceva. Este total nepotrivit ca serviciul de apă să fie la noi și vin cu rugămintea, scoate-se de sub umbrela noastră, pentru că... Ca să fie niciodată la bără cum e. Acceptați, deci e bine, o punere mai bună, da? Îmi dați voie, vă rog frumos. În ce scuze? Când am avut curtea de conturi și domnul, era domnul Durlan primar, doamna Cazacu era auditor și când a venit și a spus că ce-a găsit la comuna Crăinț, la serviciu, la birou contabilitate, n-a găsit decât la oraș. Iar eu am chemat și fetele din biroul financiar contabilitate, pentru că nu era meritul numai al meu, ci al felului cum am condus acest birou, atunci am fost ok? Și încă un răspuns. Am fost la Bacău, la audit, am avut-o pe acord, pe doamna Hăineală. Care a fost expresia după ce mi-a controlat toate actele? Trei luni de zile a stat pe capul meu. A zis așa, după actele făcute de eliminarea, eu semnez cu ochii închiși. Sunt patru oameni care am fost acolo. Atunci erau bune actele? Îl vă întreb. Acele pe mine? Da, că am fost cu dumneavoastră. Și au fost actele conexe. Dumneavoastră.
Să spun lucruri pe care ți-am spus din prima zi de a mea la primărie. Colaborează cu angajații. Nu toată lumea e proastă și e singur deștept. Asta a fost expresia mea. La punctul de vedere, când ți-am zis că să colaborăm, să fim o echipă, a zis că eu nu vreau să fac CAP, eu nu fac colectiv la primăria Căiuș. Uite, acum colectivul s-a întors. Oamenii cu care ai lucrat, nu sunt potriva ta, nu sunt potriva mea. Cel mai bine ar fi fost să chemați aici și să fi fi eu n-am știut că vii, fii chemat. Bun, trebuia să vă chemați în birou la dumneavoastră și să vedem poziția fiecăruia. Eu nu am pus pe unul să-mi facă treaba mea. Am cerut să-mi dea răbdire în termen. Iar eu, la... Hai, tot să vorbim un pic, acum spun două cuvinte. Iar eu niciodată nu am spus că nu ești bună profesională. Tot te respectul. Întotdeauna. Bună profesională. Dar, în schimb, dezastru la colaborare cu colegii. Cu... Nu poți să... Nu... La felul tău de a lucra, nu poți să fii un șef niciodată. Așa o văd. Trebuie să te nu știi argumente. Nu ai învățat să fii... Nu că să fii șef. Să văd, stai cu mine. Nu toată lumea vrea să fie la nivelul tău. Să la nivelul meu, să la nivelul lui X. Nu. Dar trebuie să ai calitatea de a te adapta după fiecare om. Asta ți-am spus la fiind. Dacă poți să spui, ce spun eu acum, ședințe m-am făcut aproape în fiecare săptămână. Și la fiecare ședință cu personalul. Și la fiecare ședință cu personalul, îi rugam, oameni, suntem o echipă. Hai să colaborăm ca să iasă lucru bun pentru comună. Nu, nu să... Toată lumea vine ne spune. Acum, cei care, vă spun, trebuie să dau ca să fac serviciu ăsta, cu deci, cât o suntem deschiși. Trebuie să-i dau și femeile servici în subordine, trebuie să-i dau și șoferul, trebuie să-i dau și muncitorul recalificat, trebuie să-i dau ca să putem să facem acest serviciu, ca să ajungem la 10. Că la contabilitate avem 4, 5 oameni. Și serviciul nu se poate face cu 5 oameni. Eu am analizat problema, să nu cred. Iar organigrama am făcut-o și i-am și spus. Nu era la momentul ăsta. Mergem cu organigrama așa și când cred că se poate colabora, când toți colegii care ți dau un subordine, o să colaborezi și o să vii, fac un haos în primărie în momentul ăla când dau 10 oameni în subordine anumare. Când ce tot, ce ala pleacă, ce ala face, dă-i hârtie, fă-i referat, omoară. Deci eu văd că trebuie să-ți un echilibru în colectivul de la primărie. Nu neapărat dăm cu barta, rănim, plângem, luăm pastile pe la colțuri și poți, facem... Da, eu m-am oprit aici. Da. Mai aveam mai multe, dar m-am oprit. Poți să vă dau și replica? Da. Da. În momentul când, dacă spuneți că n-am colaborat cu fetele, cum vă explicați că situațiile au fost transmise în termen? Au știut dânsele să facă sau m-am dus și n-am registrat acolo în birou la dânsele? Vreau să știu. Cum vă explicați că au fost puse în termen? Inclusiv prin dare de seamă, inclusiv cum s-au raportat. Prin telepatie nu s-au raportat. Doamna, bun. Lucrul ăsta merge la orice primărie. Nu că sunt primărie în România, dar așa că nu dă dar biserica, dar nu mai fac care fac. Hai să vorbim... Domnul primat, erau situații care nu trebuiau să le fac eu. Bun. Dacă... Deci să fim înțelegi, nu e vorba de a fi șef, e vorba de salarizare. Desalarizare. Ca să facă aceea salarizare. N-am probleme. Mă spuneți-mi, vă rog, că funcția de șef de serviciu numerar e mai mare decât nu, deocamdată nu, dacă nu alegea salarizării, nu, va fi modificări. Vor fi modificări la momentul acela sală. Da. Dați-mi sunt pentru dacă am auzit. Mulțumesc. Poate așa. Părerea mea și văd aici, că e o problemă internă. Dar mea sunt în aparatul executiv, dar mea sunt o problemă internă. Și din ce mai am avut și eu și dați-mi voi, am auzit și am o perioadă care n-am venit să fi plus lutilină. Și cred că, cum să spun, că la voi ne-am mesit cu treburile interne a cuiva. Și de-aia n-am venit, dar am mai fost, am văzut primarul, a rămas cu mine și el și acolo. Eu zic că e o problemă la nivel organizatoric.
care persistă de foarte mulți ani și cu vremea mea și cu vremea Davi, mă rog, să fim acum 300 de mine, nu singurele probleme primării, mai sunt și pisernice lați și relaționat cu alte persoane, nu-i nimic perfect. Dar, ați spus acum un lucru, că vin 4-5 persoane pe focul ăla și când sunt primari, te pleacă, mă. Fac abstracție din mine. Vreau să spun ca și mod a unui salariat 2-3 de a gândi, nu mă, frate, mă. Când vii și ești legat undeva și lucrezi, păi ce fac mine la 5-5? Nu-i convine de secretarul comunii, ce fac? Dau afară secretar? Că nu vor 5 fete? Ce fac eu mai? Nu te vor primar, că ești ales. 28 din ce faci? Dacă primarul, bă, du-te, mă. Nu-ți convine, vale joara, te puneți demisia și du-te unde vrei pe tată. Aici mă deranjează. Poți să vine 4, 5, dar nu mi-o ala. Poate nu era era. Sau eu o puneai pe ea, șeful, distențală. Aici vrei să puteți. Aici am făcut la Bordeza. Doamna Iraclie, vreau zic că mai greu, mai rar mai găsim om ca aia în poate am dat-o și-o parte. Da. Eu vreau să spun ce să merg. Eu zic că ar trebui să reanalizați dumneavoastră în interior problema și cu doamna contabilă și cu dumneavoastră, cu doamna secretar și domnul vice sunteți și să ajungeți la un consens în care legile vin, nu trebuie să faceți în, în așa fel de aia sunteți. Cum ați zis ca un tată, să mulțumiți toată lumea. Iar asta, că vin patru salariați, aia și de acasă. Deci, dacă mâine ajung primar de patru, că nu lucrează, că e durlan, șef de serviciu, acasă, demisia și mergeți-o din vreți, fraților. Dar din aia, dacă mi-ați dat numii, să ne apucăm acum să spunem că am spus-o și nu mai spun, că tot spune că am început cu poliția locală. Hai, domnule, mai există, mai sunt, îi lăsăm să vină să-și facă treburi, poate are alte treburi primăria. Corect, îi vezi cu mașini și pe alea zici că muncesc în felul ăsta, nu zic ca idee. Nu o trebuie. Iar dacă rezolvați cu apa, cu un serviciu apei, care are 3 salarii sau cât am? 3. Acolo poți, puteți lega un serviciu gen, unde mai dați 3 persoane, 5 contabilitate, om mai găsiți 2 și faceți un serviciu, pentru că la 86 și contabilitate. Deci, o dată, repet, niciodată n-am zis că nu se face serviciu. Nu se poate face la momentul ăsta. Și să spun și doamna Neagu, că a venit la mine în birou, la momentul ăsta, nu se poate. Când o să fie oportun, atunci o să facem serviciu. Domnul Tata, nu venim, toți ca o compuzi. Deci, prin lege, se desfințează funcția de șef de birou. Da. Dar în condiții în care rămâi cu aceleași atribuțiuni și mai ieși 600 lei din salariu, nu se va avea. Nu azi. Nu azi. E un viitor. Viitor se mai ia. Nu știu. Eu vorbesc pe astăzi. Dacă nu vreau să ieși. Cum nu? O să răspund? Păi, înțeles că diferența asta. Păi nu, mă și iau. Păi, doar mă schimb minim. Deci, nu rămâne. Nu, da, să repetăm. Doamna Neagu, nu rămâne cu aceleași atribuții pe bani mai puțin. Se pune cu... Și deja ea m-a menținut o săptămână. Nu mai fac aia, nu mai fac aia, nu mai fac aia. Adică în loc să vii să, hai să vedem cum facem, noi venim cu alea, nu mai fac aia, nu mai fac aia. Nu mai facem, nu te mai faci tot, doamna mea. Adică dimineața vin cu fișa poate. Exact. Da. Am trebuit să leg de coordonare, nu le mai am. Înțelegi? Bun. Și aici este altă temă. Nu am atribuții de coordonare. Am atribuțiile, toate atribuțiile de raportare. Vreau, nu vreau, eu trebuie să preiau de la serviciu apă, de la școală, că așa este, așa trebuie. Și de la venituri. Deci preiau totul. Care înseamnă coordonare? Că nu pot să-i mai zic, doamne, Gaston, Ivan, să mai primeată decizii de impunere? Asta e serviciu de coordonare. Care e obligația până pe 31 mai, trebuie să primiți decizii de impunere. Pentru că altfel omul nu poți să-i mai penalități. Asta este serviciul de coordonare. Trebuie să înțelegem ce înseamnă serviciul de coordonare. Doi, sunt multe amănunte și nu vreau să intru în amănunte. Dacă nu înființați acum serviciu, pe această lege 296 nu mai puteți înființa. Pentru că se poate înființa în timp, dar cu examen. Deci se va urma procedura. Acum se va transfera pe postul de șef de serviciu.
că există posibilitatea, dar dacă vreți să o aprobați peste o lună, dau un exemplu, atunci aprobarea ne trebuie. Dumneavoastră aveți emoții vis-a-vis de un examen, nu pentru că azi nu am emoții. Da, dar există o amintie de-a dumneavoastră pe care nu vreți să faci seama, dar vreți să faci o lună. Nora, greșești când spui și faci în iar, de cât faci în iar. Nu este ambiție de-a mea. Iniția cu colegii, mă vreau să fac cumva o prostie. Vreau să-i cum cei din primărie, să voteze, să-i cred că ai de acolo să cum fi mioară și să-i duce. Și iartam că n-are decât un vot, ai. Nu că iartam eu. Cei din primărie nu, schema ție doar. În cel mai caz, noi. Ca pentru mine, la o chestie. Asta, păi, am zis că o prostie. Dacă vă am spus câte, dacă faci o chestie de asta cu votași, cu încă altă persoană, îi spune că s-ar surpriză așa e la fel ca mine. Niciodată subordonatul nu se garească șeful. Hai să fie de aici. Cu bunii crei, nu îți împate nimeni, doar dacă faci salariul. Oare așa și primarul. Dar ce? Și așa și cu părții așa. Stai cu minte. Că dacă îi pui nu votează, nu mai da. Subordonat. Puneți sunteți la care a condus. Subordonatul vot, da? Amendamentul nu se pune. Cum e? Nu trebuie obligatoriu să pune amendamentul. Cum? Dacă nu știu, dacă propus amendamentul. Eu am altă părere. Era să părerea mea era să o amânați pentru că să rediscutați problema. Asta ce da. Pentru că în condiții în care mâine nu vor patru salariați, acum nu îi luați în salariu să nu mai ce fac, tot veți avea bolții în primărie. Ce votăm acum? Amendamentul sau... Ce votăm? Ce votăm? Votăm amendamentul de a se vota secret sau ce votăm? Am înțeles. Propunerea lui domnul Mărcheam de a-ți face serviciu. Sau rămâne cu mine. A zis să-ți faci serviciu. Ori, acum astăzi suntem pe o problemă care ne bat în cap în cap. Ce-am spus eu înainte cu asta. Dacă domnul Orcheanu se spune de o primar, care trebuie să-i pute la organigram să facă să facă să facă. Dacă nu se accepta amendamentul, în atâta situații, nu pot înțeleg decât că noi, în special eu, dar fi bine, să vă asigur, nu avem competența să supunem la vot un astfel de proiect. Atâta timp cât nu las posibilitatea să vin pe lângă procedura de vot, eu nu neavând posibilitatea să vin cu amendament, înseamnă că eu nu am competențe să nici mă pronunț asupra suntem. Și atunci nu știu de ce ați venit pe mine prin alt proiect, o să-mi face noastră să putea să trecem în prea. Dar acum vă spun și altceva la doamna secretară. Dumneavoastră aici se joacă. Aducăm bilar dintr-o mână în alta. Cum vă spun, dacă primul... E unul care nu-i în toate mințile și vine, spune în organigramă, că nu știu ce spun. Eu atunci ce trebuie să fac? Pentru că primarul poate un luat organigramă. De asta se joacă mingea, da? E o părerea mea, personală, dacă e, eu zic să amânați ăsta, să vă puneți de acord și să veniți cu el în următoarea ședință. Să nu vă faceți și așa, ies un cip. Dacă nu vă gândiți, de asta cum e mai bine. Părerea mea. Din punctul meu de vedere, se poate face. Se poate face. Se poate face. Așa am înțeles. Ce? Amendamentul se poate. Orice amendament. Orice proiect din hotărâre. Nu se poate să vă dăm să vădăm să-i trebuie. A zis că se poate la început să vin. Poate să pune amendament la orice proiect din hotărâre. Nu scrie că nu poți să pun la organigram amendament. Continuați. Asta e amendamentul dumneavoastră să vă dăm secret? Nu, nu, nu. Nu, nu. Dar care e amendament? Crearea serviciului. Păi propunerea de creare serviciu. Că acum n-ai cum să creezi serviciu. Păi ce? Cine îi pui în sunul? Poate-ne. Cine îi pui în organizare? Cum? Cum o faci? Hai te spuneți dumneavoastră, faceți-o dumneavoastră, prostiți. O fac eu acum așa că îi... Nu, puneți. La serviciu duceți oameni care trebuie. Domnul primar, dacă eu nu am dreptul să fac amendamente... Dar n-am zis că n-am dreptul să fac amendamente. Mă ascultați-mă. Îmi luați dreptul și competența să îmi exprim votul asupra acestui proiect. Domnul președinte, reformulați-vă amendamentul. Propuneți pe noi să modifice. Noi amendamentul. Domnul primar.
continuare să modifice proiectul respectiv. Dar trebuie să complete prin înființarea serviciului în loc de birou. Poftiți! Dar ne raportăm de fond. Fondul important este. Ca să spunem de fond. Să punem la vot de amendament. Un pic. Eu mențin propunerea cu care am venit în fața Consiliului. Păi cum? Spuneți, dar văd amendamentul de propunere? Da, da. Cine votează și vă propune să... Am întreabă cu cine votează. Spune la vot că ce amendamentul domnului Borșteanu. La ce spune? Iar dacă doresc și cum se pierd, vă doresc de un acord să fie un secret pe care vă trebuie să fie. Când e vorba de persoane, doamna și pe care. Dar nu Okay.
8 pentru, 2 împotrivă și 3 abțineri. Da, 6 pentru 8 pentru. Da, proiectul numărul 104 pe 2023 privind aprobarea regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Căiuți, județ Bacău, în vederea instalării, întreținerii, locuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementul de infrastructură necesare susținerea acestora, modul de utilizare partajat a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice în subteran. Scrie la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da, tot am înțeles. Să știți titlul. Nu am înțeles că nici modul de acces. Și care e modul de acces? Nu l-ați ascultat la comisii. Păi, prea mare. Nu are notat? Vezi că am votat tot, acum e cu semne. Dar nu... Da, da. Dar înainte să se întrebe, da? Cred că hotărârea 115/2023 privind aprobarea bugetului indicativ din alta obiectivului de investiții, modernizare drumului de interes local, Până la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Așa. Proiect de hotărâre numărul 106 pe 2023 privind rectificarea bugetului de bugetul al Comunei Căiuți până în 2023. Scrie la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Diverse, da? Scrie la vot. Da, domnul domnul primar, vreau să-l fac un dat cu conștiință că știi tocmai de fisate, cum ar fi. La Praia au apărut prevături și pe-a lungul și de-a latul la stradă. Știi că dacă intra apa gheață, dezgheață, se distruge. Dacă vreți să luați legătura cu cine răspunde, dar ar fi bine. La domnul Matei, unde are pensiunea, s-a format o groapă acolo. Dânsul poate să confirme dacă... Da, de mult. Și cum e, a fost astupată bună. Toți e vin. Da, da, doamna Bilătă. Vreau să mai rămâneți 5 minute și vreau că despre atare. Aș vrea, lăsăm să vorbească colegii la diverse și să le luăm un pic discuția de la domnul proiectă. Mi se pare că e ok. Toți e la invers acea gaură și e posibil să... riscul de accidente, să trească. Au fost dintotdeauna. Nu-i groaba asta la primărie. Păi da, dar nu trebuie rezolvat, pentru că lăsat așa să moară oameni. La primărie e chiar față? Dar la primărie, la primărie, nu vezi postul 20 la oră, domnul. Dar nu trebuie să mergi 120. Acolo se merge, acolo se merge, acolo se merge. Sigur. Dar ce așa mare eu din cărtigaua aia? De ce cu fiecare de cărtigaua? Ce așa mare? Nu trebuie să plătească. Nu, mă. Trebuie să moară loc. Trebuie să lăsați lucrul pe dreapta. Domnul președinte. Domnul președinte. Domnul președinte. Eu propun să mă retrag la acest dialogul de la dumneavoastră. Nu știu dacă ați fost atent tapa după școala afară, s-a decolorat mai de tot. Ar fi bine să vă legătura cu echipa de asta care vopsește, să nu ajungem în situația să înlocuim din damă. Că, nu știu, că tărat, că zăceam în lucru. Nu,
care intră în ordinea aia. După aia o să plouă. O să cadă tavanul și o să se complică cu parchet, cu mama dracu. Bine. Trebuie să mă ascultați, mă ascultați, mă ascultați. N-am nevoie de avocați. Ați vorbit și cu Bordiatul la școala Herdiu și la Mărcești. Nu știu, v-am adus aminte. Și la care? Și acolo nu m-ați spălat? Da. Acum nu m-ați spălat, îmi spui tu. Da, ce căut este, a adus la domnul Drică la cunoștință, casa aia din centru, din Pralea, care e vis-a-vis de Curcelușul Vesel. Să identificați rudi, neamă, ceva, fiind date la pământ sau refăcute. De voară. Da, și golălea deasupra și de șurit. Acolo e scandal mare, nu știa niciodată. Da, mulțumesc. Atât? Domnul Mâna. Bună ziua. Eu am o întrebare de în ședința următoare să ne prezinte un... să ne prezinte stadiul actual la ce înseamnă proiectul cu gaz pentru această comună. Ce înseamnă strada Căiuțel-Diu? Și-a. Avem trei proiecte, eu zic că sunt esențiale, am votat, am aprobat. Și ca să știm, lucrăm. Prima dată să avem apă, să avem o stradă, facem și o casă la Răsit. Și încă o problemă am votat acum 2 ani, cred că în cămin cultural. Mihelcu. Stadul, adică să știm. Avem proiect, am depus. Ăla e din 2016. Știu. 2016 proiect. Durează ani de zile. Știu birocrația, cunosc. Dar măcar să știm. Am depus, avem. N-avem. În ce stadiu suntem? Adică la sfârșitul 2020, să știm și noi toată comana. Doamne, suntem acolo. Mai că avem cu 2 ani, 3 ani, 5 ani. Sunt șanse. Șansele avem, că am depus, am... din ce am discutat în timpul trecut. Dar să știm toată lumea. Noi avem, facem într-un an, 2, 3, 5. Dar să știm un nivel, unde suntem. Ne-am bucurat să avem și un pic de asfalt, ne-am bucurat să avem și apă în partea de, dincolo de pod, ne-am bucurat să mergem și să avem o sală de evenimente, chiar dacă este la lucru. Dar sunt niște lucruri simple, esențiale pentru întreaga în această comună. Corect. Puțin. Da? Aveți perfecție de dreptate, sunt proiecte lucrate, depuse, muncite, cheltuite sub bani pierdute. La care trebuie să le arătăm, nu știu care sunt. S-au aflat toată comuna, unde sunt, pentru ce se muncește. Da. Chiar în urmare și oameni din executiv, plus partenerii, parteneri. Ar fi păcat să nu fim comuni cetățenii. Toate sunt mai plus. O completare. Deci sunt prezentat o situație la toate proiectele care sunt derulare. Inclusiv cu Amasfalia, pe mai necă, ca să vă fie, cu Târgu și toate care mai sunt. Deci, aici, dacă tot s-a venit, mă scuzați că intervin. Ce face o situație economico-socială la sfârșitul anului comunii, care îți prezentați toate investițiile, ce s-au făcut, ce urmează să facă, stadiul omului, stadiul de SF, stadiul de PTH, stadiul de începerea lucrării, dacă asta cu cheltuiu, chiar da, s-a văzut tam-tam, suntem la nivelul aprobat bani tot de... Că ne-am autorizat. Pe mine? Da, la ce spune. Da. Ce? Cine? E destul de sinteză. Banii aprobați tot. Și de ce nu sunt cele? Lista de sinteză e 500 și ceva de comun. Sinteză? La sinteză? Sinteză, știți cum e cu listele astea? Nu-i vine la noi și pleacă ceilalți, rămân în lista de sinteză. Am avut și pe mine la prare, tot așa aprobat. Tot într-o listă, după 300. Păi și nu s-au mai putut. Și noastră. Păi nu, dar vreau să zic așa. Că acum știți că am mai vorbit în particular, de minte ascuns. Sunt proiecte aprobate. Trebuie văzut undeva. Poate e o ghibă aici la vizi, la altceva din nu să încerci. La vizi depuse, poate. De fapt, trebuie să fie ceva să te încerci. Așteptăm linie de stat la finanțare. Mai avem sistemul. Am lucrat la el, am
panouri solare, ceva, una... Schimbarea vehiculului, inteligente sau ce vreau. Nu, panouri solare, schimbarea. Da? Adică, hai să încercăm să vedem. Vedem unde sunt. Acum... Nu vreau acum. Dar să știți că o să apară toate investițiile care sunt în curs. Dacă luăm lista din buget, tot trebuie să alocat câțiva bani la fiecare, ca să nu trebuie mai. Și alea sunt, sunt pe lista de investiții, să vă spun ce s-a gândit, ce s-a gândit. Domnul primar, eu sunt de acord. Dar dacă avem, da. Veniți cu prezentare. Exact. Vom afla și noi cei care vă suntem alături. Și cei care sunt contra. Și vom afla și tot comun. Exact. Unde sunt? Cum sunt? Prima dată, da, și după aia, da. Iată încă o dovadă
că toate aceste expertize, toate aceste studii de pre, zabilitate și mai departe, sunt copy-paste aproape și că sunt bani care sunt sub din bugetele noastre. În loc să mergem înainte cu alte chestiuni, cu alte lucrări concrete, le găsăm acolo în proiecte, în studii și așa mai departe. Modul respectiv că nu va putea, pentru că e făcut în vremuri așa. El trebuie reparat, nu va cădea acum, dar în timp, nu se știe cum vor veni apele din amonte. Podul, interveniți totuși acum la vreme de iarnă, cât se mai poate, că nu e zăpadă și în viață, curățați platforma podului, curățați, desfundați barbacanele, și în ultima instanță mai pompați, așa cum v-ați spus, pe podul cu incaritate, cu ordinele care ne rupem mașinile. Vă mulțumesc atât. Da, mă doar, vreau să-ți vă mulțumesc. Îți am venit cu proiectul din satul Bidar. Cetățenii tot întreabă, mai sunt șanse până spui și tu anul ca să... Când se văd de la 8. Și încă ceva, să lasă terasamentul, unde noi am fost băgat cu mânta. În câteva locuri. Era de așa. Când se moare terenul, se va lăsa. Vă rog, mai întâmplă. E de așteptat, peste tot. Compactarea nu poate face foarte greu să faci la nivelul solului lucrurii. Și trebuie intervenit cu mutila și puliția aia a doua, acolo, în vin. Am încercat cu fundul de dezvoltare, n-am vrut să facem mai lucru, cum erau făcut, dar nu pot de mansată, că e vremea asta, nu mă așa mai rău. Dar ce trebuie, să spun că nu o să vin preții. Săptămâna viitoare, cred, vin la acordată, la altă, și aia o lezi. Nu știu ceva piață pe așa, că cum chiar să mai practicare. Și problema cu Marin Constantin, cu unii care... Cu băiatul ăla de ăsta. Da, pe acolo, da. Așa e cum e de la lezi, nu știu, mai trebuie să dar mai ieșe și el cu... Da, deci cred că în două cazuri de astea mai deosebite, așa, acolo și chiar și în sat la două, la Claudiu. Tot așa avem să citesc că dacă ne-am face măcar o alei, mergi ceva, nu ieși și el la stradă. Și e normal ca să îi dai dreptul la viață. Și așa că nu mă... Propuneți la tot ceva și face să asfaltăm mulțimele două. Cu prioritate. Lăsați alții și... Avem pentru la pedal, avem aia cu beton. Da, da, da. Deci se termină cu apa. Avem aici, la inserie, pe un băcuț am făcut bani și fie și tot cu cu beton. Cu beton a fost. Cu... Pentru a... Este transbăi, nu la... Iar acolo, acum eu chiar nu știu, vreau să vă întreb, la școală, tot nu fost doamnă cu fotografii, ce proiect este? Îți bate la școală, la Hitul. Ce e fotografiat acolo? Ce proiect îți faci? Îngătirea mă? Da. Nu știu, doamnă. Nici un proiect, am îndreptatele mele de fotbal. Nu greu, nu rugați băieți. Domnul să vreau să-l desport de la școală, mi-a rugat să îndreptăte el din revin un pic la proiectul numărul 1, care e, din
fost într-o situație neplăcută, să spun așa, pentru unii dintre colegi și alții. Repet încă o dată. Am avut discuția asta cu doamna Neagu. Nu am spus niciodată că nu-și face treaba, își face treaba bine. Puținii comuni au contact cu contabilul la nivelul ei. Mi-au spus și cei de la audit. V-am spus mai înainte, care este motivul meu. Dar, luând și gestionând problema personală din primărie, n-am avut cum să fac serviciul la momentul ăsta. Și am și spus, dacă o să fie moment, este o lună, două, trei, o să creăm un serviciu, o să vedeți că o să venim cu el în fața dumneavoastră. La momentul de acum, nu am putut crea serviciu. Iar, na, doamna Nea, am înțeles că dacă vine așa, aici schimbă situația din discuția care am avut eu cu ea în birou. Eu nu mi-a zis niciodată că va veni la ședință, nu mi-a zis că e nemulțumită vis-a-vis. Am rămas surprins, dar e treaba noastră, că m-au venit în sală. Dar nu știu celelalte doamne. Sau vreau să facem o discuție și cu ceilalți. Nu m-am avut de e normal. Fiecare om are dreptul la... Până la urmă, contract de muncă. Nu suntem nici în codul, nici în... Și e normal ca și... Spun eu, șef sau coordonator, cum vrea să-mi spună fiecare dintre ei, să medies chestia de ce se întâmplă în primărie. Poți să o las în haos. Poți să facem serviciu, dar la urmă nu trebuie. Am pus niște colegi și niște consilieri, am pus într-o dilemă, așa, într-o... Păcat că s-a ajuns aici. Pare că s-a ajuns aici. Doamna, știu că îți vreau să mă spuneam ceva. Să facă fără autorizație domeniul public. Se poate da amen? Vă duc să vă rog acum, mai ales că cu domnul Mărcuțon Chiriaș foarte bine, vine farmacie, doctor Mas, ok. Dă-ți și-o să faci șanțul ăla pe acolo, o tentativă, așa, cu intrare. Dă-i urât, merge și măsurați în proprietatea, să vedeți că șanțul, cred că e pe domeniul public și l-ai să fac la tine. Șanțul ăla care aveai în față de face cu farmacie. De ce nu-l repare? Dar nu se poate. Dar cine l-o să facă? Asta noi, care se zapa asta? Nu, care la el se pată în față, când mai poate să treacă nimeni în public. Pe domeniul public, nu, da, pe domeniul public. Să-i faci cu tot, e pe proprietatea de acasă. Ce vorbești? Păi, uite și mă, chiar da, dar cine e? Ai fost și în primarul, nu știi limitele. Păi da, o prietă, nu știi limitele. Păi da, bă, ce nu ești mai încă? Ce știi? Știi, eu știu. Mai poate că trebuie, dar nu ești așa. Nu, ce te trebuie. Continuăm cu depunerea de coroane continuare.